orașul Sibiu se află una dintre școlile cu tradiție în gimnastică artistică. Această micuță fabrică de medalii își deschide porțile astăzi la DigiSport. Câțiva dintre gimnaștii care au reprezentat orașul Sibiu la cele mai însemnate competiții nu au părăsit sala de antrenament nici după ce au pus punct carierei sportive. Au continuat să-și lase amprenta pe palmaresul sibian, însă dintr-o altă postură, cea de antrenori. Fabrica de medalii își continuă parcursul prin țară și în drumul nostru am poposit pentru câteva ore și la sala de gimnastică de la Sibiu. Nici nu aveam voie să ratăm orașul acesta pentru că vorbim despre școala sibiană de gimnastică. Și dacă facem un exercițiu de memorie și ne întoarcem la performanțele obținute de Mihaela Stănuleț, de Merita Run, surorile Renciu, Claudia Presecan, Raluca Bugner, Steliana Nistor și încă o gimnastă cu performanțe pentru România, dar și pentru orașul Sibiu, este Sabina Cojocar. Pe Sabina, Sabina mi-a fost colegă de echipă la campionatele mondiale din 2001 și am întâlnit-o astăzi în sală pentru că este antrenor la Clubul Sportiv Școlar Sibiu. Sabina, bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Andreea! Noi avem o grămadă de lucruri sau de amintiri, mai bine spus. Am să te întreb în mare parte despre cum merge treaba în sala de gimnastică. Te-ai întors ca antrenor aici la Sibiu și tu ești la fel de pasionată ca marea majoritate a gimnastelor care au ales să rămână în continuare în sala de antrenament și trebuie să spun că sunt mai mult decât încântată pentru faptul că mai avem și colege care antrenează, pentru că se întâmplă ca de multe ori toată lumea să mă certe pentru că nu m-am întors și eu să antrenez. Încerc să ajut, măcar încerc să ajut sportul dintr-o altă postură și mă bucur atunci când mai întâlnesc colege care au ales să devină antrenoare, așa că mă bucur nespus că tu ești una dintre fetele care, poate din experiența pe care ai acumulat-o la lotul național de gimnastică, reușești să le împărtășești și celor mici pe care le antrenezi. Andreea, eu așa sper, însă a fost un moment de cumpănă în viața mea când nu știam dacă voi dori să fiu antrenor vreodată și am tăgăduit foarte mult decizia asta. Am stat mulți ani departe de gimnastică, însă aparent ceea ce îți intră în sânge, acolo rămâne și m-am întors aici unde mă simt ca acasă, în mediul meu. Pentru Sabina Cojocar, gimnastica a fost și înger și demon. Creată pentru sportul pe aparate, Sabina și-a îndreptat toată atenția către performanță. S-a bucurat de medalii strălucitoare, dar a rămas cu regretul că nu și-a putut încheia misiunea pe un podium olimpic. Junior a debutat pe plan internațional în anul 2000 la Paris, unde s-a derulat campionatul european. La prima competiție de mare anvergură, Sabina a cucerit 3 medalii de aur, la individual compus, sărituri și bârnă, și 2 medalii de argint, la sol și cu echipa. Un an mai târziu s-a remarcat și la campionatul național, unde a obținut aurul la individual compus, argint la sol și la sărituri și bronz la bârnă. Aceste rezultate i-au dat imboldul de a rămâne conectată la performanță, astfel că la campionatul mondial de la Ghent din 2001 a contribuit la cucerirea titlului mondial în proba pe echipe. Sabina a fost scoasă din activitatea performanțială de problemele medicale, pe care le-a acceptat greu și cu mult regret. A evitat o perioadă sala de gimnastică, dar pasiunea pentru sport a rămas intactă. Astăzi le împărtășește copiilor din experiențele și cunoștințele sale. Este antrenoare la Clubul Sportiv Școlar din Sibiu. Pentru mine a fost o plăcere să fac gimnastica și în fiecare zi era
o călătorie pe care trebuia să o parcurg și să descoper lucruri noi și fiecare element în parte pe care îl învățam pentru mine era o victorie și asta mi-aducea plăcerea zilnică de a face gimnastica și de a continua gimnastica. Lucrurile au devenit serioase de-abia poate când am de la 10 ani încolo, când am conștientizat că am o responsabilitate și că am ceva talent și trebuie să-l pun în valoare așa cum trebuie. Și lucrurile au devenit și mai serioase când am fost selecționată la lot. În momentul în care ai aflat că vei fi selecționată la lot, a fost grea despărțirea de părinți? Veneau să te vadă? Sau poate au fost momente când ai vrut să renunci și să te întorci acasă? Da, cred că și tu ai avut, Andrei. Oh, da. Câteva momente în care... Da, deci în momentul în care am fost selecționată la lot, nu știu cum am primit vestea, pentru că nu știam ce înseamnă lucrul ăsta. Eram curioasă să văd de fapt ce este. Greu a început, da, când a început pregătirea la lot și lucrurile au devenit mult mai... dure, mult mai serioase, programul de antrenament, știi, foarte riguros. Bineînțeles că momentele când ți-e greu, la cine te gândești prima dată, nu? La mama și la tata și mi-a fost puțin greu, poate primul an de zile a fost cel mai greu, după care lucrurile, nu, a trebuit să le accept și a trebuit să aleg la un moment dat, nu? Ori mă întorc acasă la familia de care mi-e dor, ori va trebui să continui cu ceea ce am început și... Asta a fost una din deciziile care fiecare gimnastă de performanță trebuie să le ia și cred că la mine s-a meritat sacrificiul ăsta. Acum, mulțumesc Dumnezeu, am timp să petrec cu familia mea. Dar tu nu ai plecat singură de la Sibiu. Mi-aduc aminte că mai era, făcea parte din aceeași generație cu tine și Alexandra Bărac și Oana Bucerzan. Știu că la un moment dat de asemenea a venit, nu știu dacă odată cu voi, domnul Lucian Sandu. Întreaga echipă s-a mutat către lot. Da, am fost 5 fete care au plecat de la Sibiu și am plecat însă cu doamna Nicoleta Zaharie la lotul de junioară de la Unești. Pentru un an de zile am fost împreună cu ea acolo. Însă domnul Lucian Sandu a plecat la lotul olimpic de senioară de la Deva mai devreme, cred că un an înaintea noastră. Și deci eu l-am revăzut pe domnul Lucian Sandu acolo de-abia când am fost selecționată și eu în lotul de senioare de la Deva. Cu cele mici la competiții? Au obținut ele rezultate până acum? Am participat la 2 competiții cu ele. Au fost primele 2 concursuri oficiale pe care le-au avut la școlare la Buzău și naționale tot la Buzău. Pentru noi au fost niște concursuri unde am căpătat experiență. Ce vârstă au ele? Au 9 ani, cele cu care am concurat, da? Cele cu care am fost la Buzău au 9 ani acum. Și s-a întâmplat, nu știu, să vină la antrenament poate într-una din zile și să spună eu astăzi nu vreau să fac antrenament sau astăzi mă doare ceva și să-ți dai seama că de fapt poate că nu au chef să facă în ziua aceea antrenament. Ai reușit să găsești o metodă prin care totuși să le faci să înțeleagă că mai ales dacă își doresc să facă performanță, trebuie ca antrenamentele să aibă constanță și zi de zi să fie în sala de antrenament. Părerea mea e că ele nu au fost educate cu ceea ce înseamnă performanța până nu de mult și eu încerc să le insuflu lucrul ăsta. Bineînțeles că mi s-a întâmplat, însă fiind la început nu prea știam ce să cred. Poate că am fost prea credulă și am acceptat de multe ori când un copil îmi spunea că îl doare ceva și de fapt pe el nu-l dorea. Dar discutând cu părinții și având o colaborare foarte bună cu ei, am început să-i cunosc pe fiecare și ce să spun, se întâmplă,
nu se mai întâmplă așa de des, pentru că, cum am spus, acum le cunosc și ele mă cunosc pe mine și știu că poate nu mai merge lucrul ăsta, dar dacă se mai întâmplă și dau seama de lucrul ăsta, știu că am o discuție importantă cu ea și îmi fac să înțeleagă că în sala de gimnastică nu este o sală în care vii și te dai peste cap, cum înțeleg ele acum, doar când dorești tu sau când vii să vii aici să te joci, pentru că implică și anumite riscuri. Stănuleț, un nume sinonim cu performanța, a fost o gimnastă care a reprezentat România la campionate europene, mondiale și la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984. La lotul național a fost pregătită de antrenorii Octavian Belu, Adrian Goreac, Maria Cosma și Adrian Stan. Primul titlu important din carieră l-a obținut în anul 1982, când a devenit campioană balcanică absolută. În 1983, Bârna i-a adus medalia de bronz la campionatul european, iar la cel mondial din același an a obținut argintul cu echipa. Mihaela Stănuleț și-a îndeplinit visul suprem la Los Angeles, când reprezentativa României a obținut titlul olimpic. După retragere a avut nevoie de o mică pauză pentru a-și planifica mai bine viitorul. După 6 luni de cugetare, a decis să revină în sala de gimnastică. Astăzi este o antrenoare cu experiență, dar vizibil emoționată în fața camerei de luat vederi, atunci când trebuie să vorbească despre palmaresul dedicat CBN. Picioarele apropiate, capul sus drept, bună ziua! Bună ziua! La dreapta, pas alergător, hai! Blocată, stai blocată, fără burtă. Fără burtă înainte. Doamna Mihaela Stănuleț a scris istorie pentru gimnastica din România. Astăzi este la Sibiu, aici unde s-a născut, aici unde a început să practice gimnastica. O găsim în sala de antrenament, încercând să dea echipei naționale viitoare campioane. Bine v-am găsit, sunt încântată să vă revăd. Bine ai venit! Te-am așteptat de mult să vii și pe la noi, pe la Sibiu. Sunt mai mult decât încântată și poate că n-am avut niciodată ocazia să vă felicit pentru performanțele pe care le-ați obținut pentru gimnastica din România. Mă bucur că nu ați ales să plecați în străinătate, așa cum poate au făcut multe dintre colegele dumneavoastră. Sigur, nu judecăm pe nimeni, este alegerea fiecăruia, dar mă bucur că ați ales să rămâneți în continuare la Sibiu și să dedicați timpul dumneavoastră, experiența dumneavoastră celor mici care își doresc și ele la rândul lor să devină campioane. Da, mulțumesc pentru felicitări. Nu, am ales să plec. Nu cred că pot să stau departe de țară, de colegi, de... Nu. Și când eram în competiții, când eram eu sportivă, totdeauna abia așteptam să ajung înapoi acasă. Cum ați început să practicați gimnastica? Înțeleg că tot aici, în această sală de la Sibiu. În această sală, da, am fost selecționată de la școală, la 6 ani, de doamna Rodica Drăgoi. Am lucrat la început într-o școală generală, într-o sală de școală generală și apoi aici la sală cu Adrian Goreac și Ani Crihan. Ați fost ulterior selecționată pentru echipa națională. Puțin ați prins-o și pe Nadia Comăneci, o tot amintim, pentru că oamenii și telespectatorii cu siguranță și-aduc aminte despre Nadia Comăneci. Ați făcut cumva legătura între generații, erați un pic mai mică. Puțin mai mică, da, cu vreo 6 ani de zile, dar foarte puțin am prins-o ca sportivă și un an de zile mi-a fost și antrenoare la București în 85. Thank you.
și sus, așa, încearcă și singură, hai. Apăsăm bine pe genunchi, apăsăm bine pe genunchi. Simplu ca sportivă, pentru că aveam numai grija mea, cum ar veni. Mai pentru mine aveam emoții. Acum, ca antrenoare, am emoții pentru întreaga echipă, pentru fiecare sportiv în parte. E mai greu. Ați participat cu fetele la competiții până acum? Am participat, da, la campionatele școlare, la campionatele naționale. Avem și medalii. La care dintre competiții sau care sunt medaliile cele mai strălucitoare? La campionatele școlare avem locul 3 pe echipe, avem medalie de argint la sărituri, medalie de bronz la sărituri, medalie la sol de argint și asta acum, la ultima competiție. Este vreuna dintre fetele pe care le antrenați în vizorul Federației Române de Gimnastică aproape să facă pasul către lotul național de junioare, să spunem, la început? Acum, momentan nu. Dar sunt micuțe care mai au mult de muncit până să ajungă la... pentru a fi selecționate la lotul de junioare. Lângă mine am o viitoare campioană de asemenea. Paula, bine te-am găsit! Cum te mai cheamă? Paula și mai cum? Popescu Paula Maria. Câți anișuri ai tu? 9 ani. Și ai participat deja la concursuri? Da. Și care este performanța cea mai bună pe care ai luat? Ai luat vreo medalie sau vreun loc pe podium? 3 medalii de bronz, 2 la sărituri și 1 la sol. Înseamnă că săritura este aparatul tău preferat sau îți plac și celelalte? Celelalte. Care este aparatul? Noi suntem acum la bârnă. Care dintre cele 4 aparate îți place ție cel mai tare? Bârna. Bârna îți place cel mai tare? Da. Dar nu ai emoții atunci când mergi la concurs? Nu-ți tremură piciorușele? Nu. Nu ratezi niciodată la concursuri? Nu. Ești un copil tare ambițios. Mergi și la școală, înveți foarte bine și vii și la sala de antrenament. Da. Dar cine te-a dus pe tine la gimnastică? Părinții sau ai fost selecționată? Părinții. Au văzut la televizor sau ți-a plăcut ție foarte mult și ai vrut să vii la sală? Mi-a plăcut mie. Ai urmărit competițiile de gimnastică ale fetelor la televizor? Da. Dar câte gimnaste știi tu dintre cele care fac acum parte din echipa națională, care sunt la lot? Cătălina Ponor, Larisa și... Sandra? Lângă mine este Cristina Bobeș și m-am uitat așa la ea, m-am gândit inițial că poate a practica gimnastică ritmică, acolo fetele sunt un pic mai înalte, dar o să ne povestească ea mai multe. Bine te-am găsit, Cristina! Bine ați venit la Sibiu! Înțeleg că nu ai practicat gimnastică ritmică, dar ai practicat gimnastică în copilărie. Am practicat gimnastică sportivă de la 3 ani jumate, 10 ani, 10 ani bătuți în sala asta. Și când ai hotărât că ți dorești în continuare să rămâi în sala de gimnastică și să devii antrenor? Deci, sincer, am renunțat la performanță 90 și m-am reîntors foarte târziu, de abia în 2007. A fost o perioadă în care ai avut nevoie de timp să te gândești sau pur și simplu erai sătulă de sala de gimnastică și ți-ai fi dorit să faci altceva? Chiar am făcut. Deci, chiar a doua zi după ce m-am lăsat de gimnastică, m-am dus la handbal. Și probabil de asta și înălțimea care o am acum. Practica 6 ani jumate handbal, dar sufletul mi-a rămas toată sala. Ai antrenat și la băieți? Antrenez la băieți. Deci din 2009 sunt antrenare și la băieți. Te-am găsit, Cristina, astăzi în sala de antrenament a fetelor. Îți place să antrenezi mai mult la fete sau la băieți? Îmi place să antrenez în ambele părți. Deci acolo unde găsesc copiii dotați și care vor să practice gimnastica, acolo pun și eu suflet și îmi place în ambele părți. Sunt receptivi copiii la indicațiile pe care le dai? Sunt receptivi.
sunt receptiv, dar generațiile din ziua de astăzi sunt mult mai greu de captivat și ținut în sală față de generațiile din anii trecuți. Fetelor, bine v-am găsit. Cum vă cheamă? Maria. Mai cum, Maria? Badiu. Badiu, Maria, și pe tine? Cristina Moldovan. Dar câți ani aveți voi? Eu am 7 ani. Tot 7 ani. Suge burtica. De cât timp vii tu la sala de gimnastică? De un an. Și tu? Tot de un an. Dar ați fost selecționate la grădiniță sau v-au adus părinții la sala de gimnastică? A venit doamna antrenoare să te selecționeze la grădiniță? Nu. Te-a adus mami și tati? Da. Și pe tine? A venit la grădiniță. Și îți place la sala de antrenament? Vă place aici? Da. Dar ce învățați voi în fiecare zi? Mă gândesc că veniți zi de zi la sală, așa-i? Da. Și ce ați învățat până acum? Rostogolire, roată, lentă, ce faceți? Am învățat flicul. Deja? Acum, dar învățăm, dar nu l-am învățat încă. Păi dacă vă pregătiți să învățați flicul, înseamnă că deja știți să faceți lentă înainte, lentă înapoi. Da. Și să ne mai rostogolim în aer. Să vă rostogoliți, adică să faceți salturi. Dar care, la care dintre aparate unde ați lucrat voi până acum vă place să lucrați, să vă antrenați cel mai mult? Cal. Adică la sărituri? Da. Și tu? La paralele. Nu te ustură palmele la paralele? Ia să le văd. A, nici n-ai făcut bătături? Nu. Faci doar balansări? Da, și uneori mai ne și rostogolim pe bară.